Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 5 cenți, Elisabeta II, al doilea portret. Emitent Statele Caraibe de Est, pe perioada reginei Elisabeta II. Monede de circulație standard între anii 1981-2000. Compoziție aluminiu, greutate 1,31 de grame, diametru 23,1 mm, grosimea 1,44 de mm. Formă festonată cu 8 crestături, orientare aliniere medalie, sus, sus. Pe avers este portretul reginei Elisabeta II, îndreptat spre dreapta, înscrisul regina Elisabeta II. Pe verso este valoarea flancată de frunze de palmier, înscrisul Statele Caraibelor de Est, anul monedei, valoarea în cifre și litere. Marginea este netedă. Această monedă este din anul 1995, are o valoare nominală de 0,93 de dolari, se găsește la vânzare cu valori cuprinse între 1 dolar și 13 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!